Salutare din nou! Așa cum v-am promis, astăzi vă voi explica cum se procedează în cazul părții de top a acestei tunsuri. Vă urez vizionare plăcută! Nu este o regulă să încep cu bretonul, însă eu așa procedez. Bretonul se va lăsa întotdeauna mai lung la acest tip de tunsoare. Cât de mult sau puțin tundem, se lasă la aprecierea clientului. Ce am tăiat prima șuviță de păr, aceasta nu se va elibera până când ce nu introducem pieptenul la baza șuviței, după care dăm drumul șuviței de păr, apoi venim puțin mai în spate, reprindem șuvița, după care vom continua să tundem exact unde am rămas. Se observă cu ușurință lungimea șuviței anterioare de păr. În funcție de aceasta, noi venim și tundem următoarea șuviță. Pentru a obține un păr tuns uniform, este important ca șuvițele de păr să fie tunse din aproape în aproape. Prima dată am tuns partea din mijloc, apoi am venit cu părțile laterale, pe dreapta și pe stânga. Aici se observă diferența dintre partea de top a tunsorii și partea laterală. Pentru a pierde această diferență, se intervine cu pieptenul și cu arfeca din aproape în aproape, ori de câte ori este nevoie pentru a obține rezultatul dorit.
iar acum putem observa foarte clar rezultatul dorit. Acum, cu ajutorul pieptenului și al mașinii de contur, se îndreaptă bretonul, eliminându-se firele de păr în plus. Secționăm părul pentru a obține o cărare, după care, cu ajutorul mașinii de contur, vom face o dungă pentru a evidenția această cărare. Pe final am să filez vârfurile foarte puțin cu ajutorul foarfecii de filat pentru a uniformiza și mai mult părul. Sper că v-au plăcut videoclipurile mele, vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Ionuț și vă doresc mult succes în continuare. La revedere!